APIA informează producătorii agricoli din sectorul cereale că până la data de 11 mai 2023 inclusiv mai pot depune cererile de acordare a sprijinului financiar dedicat. Această schemă de susținere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar acordat pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spații proprii sau depozitarea în custodie la terți a cantităților de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și înregistrate în aceste spații la data de 1 februarie 2023. Pentru a primi sprijinul, producătorii de cereale trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Documentele cu care trebuie să se prezinte la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură trebuie însușite și certificate conform cu originalul și acestea sunt următoarele. Copie după contractul încheiat cu terții, în cazul în care aceștia au depozitarea la terți, copie de pe contul bancar activ în cazul în care acesta este diferit față de cel depus pentru cererea unică de plată 2022, iar în cazul producătorilor persoane fizice vor trebui să dea o declarație pe proprie răspundere în legătură cu stocurile de cereale deținute până la data 1 februarie 2023. Beneficiarii nu pot solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme pentru cantitățile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 în spații proprii de depozitare pentru produse agricole care provin din achiziții de la terți și nu din producția proprie.